Dragilor, sunt aici în zonă, într-o zonă frumoasă, îmi place tare mult zona aceasta și am câteva întrebări pentru tine. Tu vrei să fii un creștin ca la carte? Adică ce fel de creștin vrei să fii tu? Pentru că toți oamenii pot să fie influențați mai devreme sau mai târziu, fie de un anumit cult, fie de o anumită persoană. De aceea trebuie să ai mare grijă ca să nu fii influențat greșit. Și bineînțeles că cei mai mulți oameni sunt într-un anturaj greșit, într-o influență greșită. De aceea sunt aici să trag un semnal de alarmă și să vin să susțin. Tu ce fel de creștin vrei să fii? Ce fel de creștin vrei să fii? Așadar, dragul meu, toate lucrurile te pot influența și spre tristețea mea spun lucrul acesta, pentru că astăzi mulți se dau creștini, ei nu sunt creștini și nu dovedesc prin crezul lor și prin practica lor precum ei sunt creștini. De aceea întrebarea mea pentru tine este următoarea. Tu vrei să fii un creștin ca la carte? Sau vrei să fii și tu pe acolo, la umplutură? Asta e întrebarea mea. Ce fel de creștin vrei să fii tu? Pe Aline, vrei să spui că există mai multe feluri de creștini? Da, există mai multe feluri. Există creștin lumesc, creștin imatur, da? Creștin matur, creștin ca la carte sau creștin care nu e ca la carte. De aceea întrebarea mea este ce fel de creștin vrei să fii tu? Întrebarea mea pentru voi este ce fel de creștini erau apostolii? Asta e întrebarea mea pentru voi. Ce fel de creștini erau apostolii? Adică ei erau creștini stricți? Ei au scris niște epistole, au scris niște scrieri, scriptura, ei Dumnezeu le-a dat și prin inspirația Duhului Sfânt și ei au scris. Ei au urmat această trăire a lor zilnică, predicând, crezând, îndemnând oamenii ca la carte? Au fost ei consecvenți? Au fost ei ca la carte în sensul să nu treacă peste scrierile lor? E bine, dragul meu, eu după ce m-am pocăit, am descoperit într-un scurt timp, foarte scurt timp, ce fel de creștin vreau să fiu eu. Nici măcar nu mi-am pus întrebarea că ar putea exista un alt tip de creștin, dar am descoperit pe parcursul vieții în următoarele, 5-10 săptămâni acolo de după nașterea mea din nou, am realizat că unii nu sunt ca la carte. Motiv pentru care unii nu au toate învățăturile corect. Dragul meu și dragii mei, mulți mi-ați dat tot felul de mesaje și m-ați, lăudat, m-ați apreciat. S-a arătat respectul vostru în ce privește munca mea sau un anumit subiect. Și când am scos un anumit subiect despre un anumit lucru, mulți dintre voi ați fost de acord cu mine. Fie că unii ați dat like, deși eu nu caut asta, fie că unii mi-ați scris un mail, fie că unii m-ați sunat și ați fost de acord și sunteți de acord cu mine în ce privește subiectul și tema care ați auzit-o. Dar întrebarea mea pentru voi este următoarea. Voi sunteți de acord cu mine în tot ceea ce susțin? Adică, mă refer biblic, da? Adică dacă te-aș lua pe tine ca și creștin, să zicem, dau un exemplu, am vorbit despre tema despre alcool și am dovedit biblic și am arătat biblic că nu e biblic să bei alcool, nu e normal, Hristos n-a făcut alcool și nu mai vreau să intru și mai departe. Sau am scos o anumită temă despre răpire, despre înviere, despre despre ceva. Și ai fost de acord cu mine, dar întrebarea mea este următoarea pentru tine. Tu ești de acord cu mine în tot ceea ce susțin, în toate doctrinele pe care le susțin? Și pe care, bineînțeles, că le pot dovedi? Asta e întrebarea mea. Tu ce fel de creștin ești? Problema celor mai mulți oameni este că ei au impresia că sunt creștini cum trebuie, când de fapt se înșală amarnic. Și riscă, la sfârșitul vieții, să nu primească o răsplată de plină. Ba mai mult, unii riscă chiar iadul, că ei cred și susțin că de fapt ei sunt creștini. De aceea totul te poate influența. De când te naști, te influențează un anumit cult. Poate ești botezat într-un cult, poate familia ta te duce într-un cult. Vrând ești tras în stânga și în dreapta de lumea aceasta, de aspirațiile ei, de tot ceea ce există, în așa fel încât ca să nu fii ca la carte, ca la scriptură. Când mă refer ca la carte, mă refer exact ca la scriptură, exact sola scriptura.
După ce eu m-am pocăit, am descoperit, conform Scripturii, în 1 Corinteni 4 cu 6, Apostolul Pavel vorbea despre el și despre Apolole, îi îndemna pe corinteni și nu numai, pe toți care au citit acea epistolă. El zicea că despre mine v-am învățat, că despre mine și Apolo, să învățați ca să nu treceți peste ce este scris. E bine, majoritatea oamenilor vin și susțin că ei sunt creștini, dar în momentul când stau de vorbă cu alți creștini sau un alt tip de creștini, ei se contrazic. Vrând nevrând va exista acest aspect, pentru că locuim într-o lume depravată, pentru că Biblia este divină și nu este inspirată de vreun om, este inspirată de Dumnezeu, e divină, de aceea există așa multe interpretări greșite și înclinații și influențe greșite. Fie oamenii nu vor să trăiască exact după ce este scris. Și asta este un lucru foarte important și eu asta îmi doresc de la tine, ca tu să înțelegi și să pun o amprentă vie în viața ta, să-ți pun întrebarea: tu ce fel de creștin ești? Pentru că depinde veșnicia ta, depinde trăirea ta, depinde familia ta, depinde de tot. Nu sunt aici ca decât să pun o amprentă vie a lucrurilor care sunt clar scrise în Scriptură. Eu vreau ca tu să te pocăiești. Totul te poate te influența. Dacă citești în Scriptură în Samuel, în 1 Samuel capitolul 15, Biblia vine și susține următorul lucru. De la versetul 22. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Indiferent ceea ce vrei să faci în viața aceasta, indiferent, știu eu, în ce cult ești sau ce crezi ai, fie că ești de acord cu mine în totalitate, fie că nu ești de acord cu mine în totalitate, fie că ești de acord cu mine într-o temă și așa mai departe, automat te regăsești și tu în acest text pe care Dumnezeu mi-l spune și mie. Îi plac Domnului mai mult ardele de tot, jertfele decât ascultarea? Adică îi place lui Dumnezeu mai mult ca să te jertfești și să te chinui și să încerci să faci ceva prin abilitățile tale decât să-L asculți exact cum vrea Dumnezeu? Dragilor, am o memorie și o amintire vie legată de Vechiul Testament, legată de cum au trăit oamenii în Vechiul Testament și realizez că dacă aș fi să fac o concluzie la poporul Israel, realizez imediat și rapid că ei n-au fost ca la carte, n-au fost exact cum i-au cerut Dumnezeu, motiv pentru care și găsiți în cartea lui Iuda, capitolul 1 de la versetul 5, că în urmă Dumnezeu i-a omorât pe cei ce n-au crezut, cei care n-au fost ca la carte. De aceea, dacă mi-aduc aminte de Uza, țineți minte că el vrea să țină acel car și, deși carul trebuia dus într-un alt mod, nu într-un car de boi, nu, ci pe umeri și nu orice oameni, ci leviții, pe niște drugi. E bine, Uza, te gândești, a făcut rău, doar a vrut să ține chivotul legământului. E bine, nu a fost ca la carte. Uite-te la David, când a eșuat, când a păcătuit. Uite-te, știu eu, la Samson. Uite-te la Moise, momentul când, în numeri 20, când a lovit stânca ca să dea apă, în loc să vorbească stâncii, care reprezenta pe Hristos stânca aceea, el a lovit stânca, nu a fost ca la carte. De aceea vreau să scot în evidență un lucru. Dacă oamenii mari, cum ar fi Moise sau știu eu, anumiți, poate și apostolul Petru, când a fost prins în lanțul fățăneciei, mă refer acum ca la carte, dacă oamenii mari, cum ar fi Moise sau Aron, care a primit lege clară, Aron, sau să nu-și facă un chip cioplit, sau el i-a ajutat, efectiv i-a ajutat pe evrei să facă acel idol. N-a fost ca la carte. Dacă acești oameni au primit o puternică pedeapsă, n-au intrat în Canaan sau știu eu ce s-a întâmplat, poate dacă vorbim despre alți mulți oameni, Cu cât mai mult noi ar trebui să avem un avertisment, să ne gândim, bă, stai mă să ne gândim, ce fel de creștin vrem să fim noi? Întrebarea mea pentru tine, ce fel de creștin vei să fii tu? Sunt mulți creștini, după cum am spus, dar nu toți sunt ca la carte. În 1 Samuel 15, versetul 23, zice în continuare: căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și știm povestea ce s-a întâmplat chiar și cu marele împărat Saul.
Pentru că nu a fost ca la carte, pentru că a făcut cum l-a apucat el, a avut apucăturile lui. Întrebarea mea pentru tine este următoarea: tu vrei să fii ca la carte? Dragul meu, mai devreme sau mai târziu tu ești influențat. Mulți vin și susțin: frate Linde, eu nu fac parte de niciun cult. Eu n-am treabă niciun cult. Da, dar ei au fost influențați de cultul respectiv, de învățătura, știu eu, eretică, deplasată, care nu a fost ca la carte, de cultul respectiv. Și vrând nevrând, toți oamenii am fost influențați într-un mod negativ în ceva. De aceea noi trebuie să ne trezim și să înțelegem că trebuie să fim ca la carte, să luăm Scriptura exact cum este ea scrisă, să o citim, să o împlinim exact cum e ea. Pentru că cuvântul acela într-o zi ne va judeca, conform Ioan 12:48, cuvântul acela, conform Apocalipsa capitolul 20, zice că niște cărți au fost deschise, fiecare a fost judecat în detaliu, după lucrurile și faptele care erau scrise în acele cărți. Așa că, dragul meu, totul este înregistrat înaintea lui Dumnezeu, totul Dumnezeu vede, înaintea lui totul este gol și descoperit. Ce fel de creștin vrei să fii și tu? Ce fel de creștin? Mulți se înșeală că sunt creștini mântuiți și când te uiți la ei, la crezul lor, la practica lor, vin și spun: da frate, dar de ce mă judeci pe mine? Păi frate, uite ce faci, nu e normal, uite, ceea ce tu ai susținut acolo nu este biblic, ceea ce tu ai făcut acolo nu este biblic. Și unii oameni, cel puțin eu încerc, pentru că motivul pentru care am lăsat tot este să fiu ca la carte. Eu nu-mi doresc ca să fiu un alt tip de creștin decât ca la carte. Ăsta e și motivul principal pentru care am muncit extrem de mult ca să-mi cunosc Biblia. De ce? Pentru că m-am gândit așa, dacă în viață are rost ceva, ce are rost în viață? Păi Biblia vine și declară viața veșnică, iertarea păcatelor. Îl declară pe Domnul Iisus Hristos. Merită să învăț Biblia? Da, merită să învăț Biblia. De aceea, dacă eu mă pocăiesc sau dacă eu vreodată mă voi pocăi, eu cel puțin așa gândeam. Eu o să fiu un creștin ca la carte. Ăsta e și motivul pentru care eu m-am pocăit la 27 de ani, cu toate că aveam o sămânță puternică în viața mea de cuvânt. De ce? Pentru că a fost această bătălie, una dintre multele, unul dintre multele motive și așa mai departe, bătălia în mine: bă, ce fel de creștin vreau să fiu eu? Ăsta e motivul pentru care de multe ori am necaz cu oamenii, de multe ori sunt prigonit, de multe ori sunt marginalizat sau, știu eu, poate respins în anumite comunitate și așa mai departe. Pentru că eu sunt catalogat de cei mai mulți oameni, pentru că ei nu vor să înțeleagă că eu, intenția mea și crezul meu, practica mea este ca la carte, ei mă cataloguează ca fiind, poate, știu, legalist sau poate îngust la minte, că nu fac și eu lucrurile ca ei și așa mai departe. Întrebarea mea pentru tine, ceea ce nu contează, nu? Pe mine nu mă interesează ce spune lumea despre mine. Ceea ce pe mine mă interesează este ceea ce are, ce părere are Hristos despre mine. Cum mă vede Biblia, cum mă vede Hristos. De aceea întrebarea mea pentru tine este: ce fel de creștin vrei să fii tu? Vrei să fii un creștin ca la carte? E bine, dragul meu, puneți viața, puneți afacerea, puneți crezul, puneți practica ca la carte, ca la Scriptură, sola Scriptura. Astea sunt lucrurile foarte clare. Nu merge și așa. Pentru noi creștinii care credem ca la carte, care luăm lucrurile clare, ăsta e motivul pentru care am studiat Biblia extrem de mult, ca orice ce susțin, orice temă din Biblie de pe care vorbesc sau orice subiect să-ți aducă argumente biblice. Că degeaba vin și vorbesc că de fapt eu cred așa și așa e bine, dacă eu nu pot să și dovedesc biblic dacă este așa sau nu. De aceea asta a fost gândul meu încă înainte să mă pocăiesc. M-am gândit așa: bă, dacă eu mă voi pocăi și eu voi vorbi vreodată în vreun subiect, eu trebuie să pot să dovedesc, nu doar dintr-un text, poate nu chiar din două texte, din toată Biblia să pot dovedi că ceea ce susțin eu este adevărat. De aceea am studiat. Au fost momente când a trebuit să mă pliez în detaliu după Scriptură pentru că aveam un crez greșit legat de o anumită temă și a trebuit să mă pocăiesc. Am citit mult, am citit foarte mult, am citit tot felul de cărți, am citit, dar cel mai mult, Scriptura. Și am realizat, citind, dacă citești foarte mult Scriptura, realizezi intenția lui Dumnezeu și amprenta pe care vrea să o pună el cititorului: ascultarea. Exact, ascultarea. Care ascultarea face mai mult decât orice. Prin ascultare tu, pentru că îl crezi pe Dumnezeu, te așezi prin credință în Dumnezeu, prin ascultare, dacă te gândești, poți să ajungi la mântuire. De aceea, cum spune în Roman 10, versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Dumnezeu. Dar dacă tu nu auzi bine, dacă urechea ta este uitucă,
Cum spune Iacov capitolul 1, de la versetul 22. Dacă ești un ascultător liturg, dacă te duci la o adunare unde auzi rău, în sensul că îți predică greșit, aberații sau influențe greșite, e grav, pentru că riști să fii deviat și să nu fii niciodată catalogat ca la carte. Și problema e, fie de mântuirea ta, că nu poți să fii, poți să ajungi să fii toată viața într-o adunare sau să crezi că ești creștin și niciodată să nu fii fost mântuit, sau să fii un creștin și la sfârșitul vieții să nu primești o răsplată de plină, cum spune în 2 Ioan 1:8. Păziți-vă bine ca să primiți o răsplată de plină. De aceea vin și fac din nou un apel, te rog, gândește-te doar la ceea ce susțin eu. Tu ce fel de creștin vrei să fii? Ce fel de creștin vrei să fii? Eu m-am gândit că dacă mă duc undeva la o competiție undeva, nu, să trag cu praștea, cu arcul, să sar cu parapanta sau nu știu ceva, mă gândesc să mă duc să câștig, nu? Orice, dacă ne uităm la, știu eu, mari sportivi, fie ei de tenis, fie ei de fotbal, fie, știu eu, motivul pentru care ei se antrenează e că ei vor să aibă rezultate cele mai bune, cele mai bune rezultate. De aceea sportivii se respectă unii pe alții pentru că ei știu cât de mult muncesc. E mai trist că alți pocăiți, cel puțin pe mine, nu mă respectă, cel puțin, ei se dau pocăiți, cel puțin pe mine nu mă respectă, doar să se uite în istorie, doar să se uite, să citească un articol. Apropo, vă recomand articolele mele din site-ul Fără Compromis, să realizați sau gândiți-vă cât mult îți ia să vorbești 10 minute sau să te pregătești 10 minute sau să editezi 10 minute, munca, adică măcar ca respect. Dar ceea ce eu vreau pentru voi este ca voi să-L respectați pe Iisus, pentru că El a dat tot. Dacă El a dat tot, înseamnă că El te vrea ca la carte. Ca la carte, dragul meu, te vrea exact în detaliu. Ăsta e motivul pentru care a scris Vechiul Testament și Noul Testament, pentru că te vrea ca la carte. De aceea întrebarea mea pentru tine este, tu ce fel de creștin ești? Ce fel de creștin ești? Sau ce fel de... Nu vrei tu să faci de formă? Încă o problemă care am văzut-o mulți este trendul acesta. Ăsta e și motivul pentru care acolo am scris în site despre mine ce înseamnă reformat. Mulți vin și susțin că ei sunt ca la carte și a apărut acest trend în urmă cu vreo, știu eu, 5-10 ani în România puternic, reformat. Și cei mai mulți oameni se numesc reformați și chiar văzusem pe cineva chiar din București susținând că este reformat. Problema e că când te uiți la ceea ce predică sau știu eu ceea ce susține, de fapt îți dai seama de fapt că nu e reformat. Ce vreau să scot în evidență este că totul s-a definit. S-a definit ce înseamnă să fii creștin, s-a definit ce înseamnă să fii reformat, s-a definit ce înseamnă să fii ucenicul lui Iisus, ce înseamnă să fii ca la carte. Și astfel au apărut tot felul de religii, interpretări și influențări și oamenii, cei mai mulți poate chiar ortodoxi sau cei care trebuie să se pocăiască, ei nu mai vin și privesc poate anumite scandaluri, poate anumite lucruri, bă, uite ăștia nu se înțeleg între ei sau ăștia uite ce se întâmplă. Problema e că unii dintre noi suntem ca la carte și putem să dovedim. Problema e că alții nu vor să fie ca la carte și mânjesc numele Domnului Iisus Hristos și îl tărfălesc pe numele Domnului Iisus Hristos cum vor ei după interpretările lor, mă iertați, suferiți-mă un pic, sau tărfălesc Evanghelia cum o vor ei și ca și cum dau Evanghelia, ca și cum dau frunze la câini. De aceea sunt și eu revoltat și mă gândesc că și tu, care vrei să fii ca la carte, ești revoltat pentru că îți dorești și râvna lui Dumnezeu în inima ta te mănâncă și pe tine și îți dorești ca să fie totul biblic. Ei bine, dragul meu, realizez că doar conform în mileniu, în domnia 2000 de ani, dacă citiți Apocalipsa capitolul 20 sau Isaia 65 sau Isaia 66, sunt foarte multe texte, Isaia 11 și poți să continui, vorbește despre domnia Domnului Iisus Hristos aici pe pământ și zice că nu trebuie să mai învețe pe nimeni, cum spune și în Ieremia capitolul 31, chiar și capitolul 32, că nu trebuie să mai învățați pe nimeni, toți vor ști și în detaliu, într-adevăr. Dar până la urma urmei, de ce să nu ne dorim și noi aici? Pentru că eu voi fi judecat după crezul meu, eu voi fi judecat după practica mea. Întrebarea mea este ce fel de creștin sunt? Ce fel de creștin sunt eu? Îmi doresc tare mult să fiu liber. Mi-am luat aici un hanorac care scrie Liberty. Vreau să fiu liber în așa fel încât atunci când Hristos mă judecă să nu aibă nimic de condamnat. Pentru că știm că conform 1 Petru capitolul 4 de la versetul 17, judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu cu noi. De aceea vreau să fiu strict, vreau să fiu radical,
Oamenii văd strictețea ca pe o problemă, văd radicalitatea ca pe o problemă. Ioan Botezător era strict și radical, profeții din Vechiul Testament erau strict și radicali. Deci n-am înțeles de ce trebuie să existe acest lucru când de fapt Biblia ne îndeamnă pe noi toți să fim ca la carte. Întrebarea mea este ce fel de creștin vrei să fii tu. Asta e întrebarea mea. De ce, dragul meu, nu merge și așa? O învățătură a Domnului Iisus Hristos nu merge oricum, ci trebuie luată exact așa ascultarea. O practică pe care Domnul Iisus vine și o predică, știi, o proclamă, nu merge și așa, ci trebuie făcută exact. Țineți minte, Moise trebuia să facă exact după imaginea cortului din cer, trebuia să-l facă exact pe pământ, exact, ca la carte. De aceea tu trebuie să fii ca la carte. Ori de câte ori deviem de la carte, trebuie să ne zmerim, așa cum mulți au făcut și în Vechiul Testament și în Noul Testament, să ne zmerim, fie că e vorba de un păcat, fie e vorba că am dat o interpretare greșită la oameni, și să ne pocăim și să ne punem viața ca la carte, pentru că asta e ideea. Asta e ideea, dragul meu. Unii vorbesc de faptul că sunt eliberați și povestesc că au o ușurare, că s-au ușurat. Dar dacă te uiți la ei, nu au Evanghelia. Mulți, de exemplu, vin și susțin: m-am dus în muntele Atos, m-am dus la Ierusalim, am simțit ceva, am simțit o ușurare, mi-am mărturisit păcatele, preotului respectiv sau poate chiar lui Hristos, și am simțit ceva. Și în momentul când stai de vorbă cu el, și el crede despre el că el e creștin, și în momentul când stai de vorbă cu el legată de Evanghelie, pentru că sunt niște lucruri care noi ne prindem, adică haideți să vă fac să înțelegem, să înțelegeți ceva. Eu vă duc undeva unde este un răspuns destul de limitat. Când, un criminal a ucis pe cineva, a omorât pe cineva, vin criminaliștii, oamenii psihologi, oamenii foarte bine învățați și dotați, și care au studiat tot felul de lucruri care nici măcar nu ne imaginăm, și îl prind pe acest criminal cu tot felul de probe și aduc în detaliu, și acel om este prins. E bine, ei sunt specializați pentru așa ceva. E bine, și noi, dragilor, eu cel puțin, tu cel puțin, care vrei să fii sau poate chiar ești ca la carte, în momentul când auzim pe cineva, sunt ușurat de păcate, sunt bine, și când vedem pe cineva că vorbește despre o anumită parte spirituală sau o îndeamnă pe oameni într-o parte spirituală, imediat ne putem da seama, ca și acei criminaliști despre acel criminal, cu probe solide din Scriptură, din crez, din practică, mai ales pentru că avem Duhul Sfânt, știm imediat ce scoate omul din gură, vorba unui creștin, dacă stai de vorbă 5 minute cu un om, îți dai seama dacă ăla e creștin sau nu, din crezul lui, din ce vorbește, din ce întrebări îi pui. De aceea întrebarea mea pentru tine este următoarea: dacă aș sta de vorbă cu tine, tu te-ai dovedi că ai fi un creștin ca la carte, ca Evanghelia? De aceea adevărata ușurare de păcate este atunci când testul tău doctrinar, testul crezului tău este conform Scripturii, ca la carte, nu deviezi de la nimic. Și testul tău practic, pentru că susții că crezi în Domnul Iisus Hristos, că crezi Evanghelia, testul tău practic, trăirea ta de zi cu zi trebuie să fie bazată pe făptura nouă pe care Hristos o dă. Ca la carte, 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Întrebarea este din nou pentru tine: tu ce fel de creștin ești? Cum ești? Cum ești? Eu cred că cei mai mulți dintre voi care mă priviți, deși am foarte mulți oameni care am foarte multe vizualizări, mulți subscribers sau și așa mai departe, eu știu că nu toți sunteți ca la carte și pe mine mă doare pentru voi. Ăsta e motivul pentru care eu sunt aici, ca să aduc un apel la România, la tine acasă, în inima ta sau oriunde mai aflat, știu eu, unde mai auzi, să te pocăiești și să spui ambiția de un om logic, fizic și un om total spiritual, cu toată inima devotat să fii ca la carte, pentru că Hristos este vrednic, merită, pentru că Hristos a dat tot. Domnul Iisus spune în Luca 14:33, tot așa, cine nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Pentru că vedem toate avertismentele din Scriptură și vedem foarte clar că ascultarea, Domnul Iisus spune, ascultarea face mai mult decât orice, face mai mult decât jertfele, face mai mult decât orice implicare, face mai mult decât să cânți, face mai mult decât să dai zecioală sau să dai bani, face mai mult decât să predici undeva, face mai mult decât să ajuți pe cineva, ascultarea face mai mult decât tot. Ascultarea de ce? Ascultarea și plierea după cuvântul lui Dumnezeu. Exact ca la carte. Ăsta e motivul pentru care îmi doresc și
îl să predic cuvântul lui Dumnezeu și îl iubesc așa de mult. Pentru că m-a transformat, pentru că știu inima lui Dumnezeu, pentru că văd mesajul total și maxim al lui Dumnezeu care ne îndeamnă să fim ca la carte. Te rog, drag ascultător, te rog în numele Domnului Iisus, pune-ți ambiția asta și cercetează-te și acolo unde nu ești ca la carte, nu-ți închide crezul tău cu gândul că gata, sunt bine. Dacă nu ești bine, dacă într-o anumită temă nu ești bine, deschide-te, fii deschis, discută și dacă cineva îți poate dovedi cu Scriptura, dacă cineva îți poate dovedi cu Scriptura că greșești în tema respectivă, în interpretarea respectivă, pocăiește-te. Pocăiește-te și fii ca la carte. Pentru că asta e ideea Domnului Iisus Hristos. Te întreb, tu vrei să fii un creștin ca la carte? Te întreb. Exact ca la carte? Adică exact ca la carte? E bine, dacă vrei să fii așa, nu mai fii influențat. Cei mai mulți pocăiți nu se mai pocăiesc, că deja ei deja au crezul lor. Am observat asta. De multe ori stau de vorbă cu oamenii pocăiți și am făcut și testul ăsta. I-am băgat pe unii oameni într-o convorbire cu un mai mare grup. Și ceilalți au asistat, efectiv. Unii erau de o parte poate neutră, unii poate erau de partea lui, unii poate erau de partea mea. Și fiecare a adus argumentele lui. Dacă asta mi-aș dori eu mereu și îmi doresc nespus de mult, cineva odată mi-a spus: Aline, tu vrei să stai de vorbă, să aduci argumentele tale în fața pastorului nostru? Zic, îmi doresc tare mult oricând, și în private, și în fața întregii lumi. Chiar acel om avea o adunare de vreo 500 de membri. Și am zis, dar am putea să stăm chiar de față cu toți membrii ei, ei să ne asiste. Eu să vă arăt ceea ce scrie, ceea ce eu susțin și el să-mi arate ceea ce el susține. De ce vreau să susțin asta? Pentru că am curajul biblic ca să-i confund pe oameni și să le dovedesc în multe moduri și multe feluri și multe teme și subiecte că ei nu sunt ca la carte și că eu am dreptate. Pot să dovedesc asta, pentru că îmi cunosc Biblia. Lauda a mărit să fie numele Domnului, că El mi-a revelat, El a pus râvna asta în inima mea și El m-a făcut ca să îmi dedic viața să fiu ca la carte. Ăsta e sensul vieții mele, ca la carte. Dacă te duci la pescuit, dacă te duci, știu, la vânătoare, trebuie să fii ca la carte, altfel nu prinzi nimic. Altfel, poate odată ți se nimerește, poate. Tot așa, legate de nimerit, li s-a nimerit și la unii cu gândul că să creadă despre ei că sunt creștini. Faptul că poate au simțit ceva la muntele Athos, faptul că s-au dus poate într-o mănăstire și că au simțit o ușurare, o eliberare și că au simțit ceva înspre partea spirituală. Dragul meu, cercetează să vezi dacă ești ca la carte, că degeaba ai simțit ceva. Noi nu suntem aici să simțim ceva. Noi nu suntem aici să îndemnăm oamenii în ceva care, știu eu, o luăm după părerile noastre. Vrei să fii ca la carte? Ăsta e motivul pentru care există așa multe religii. Pentru că nu sunt ca la carte, nu? În marele mileniu, în domnia de 1000 de ani, vă întreb, o să existe tot așa multe religii? Nu, există un singur domn și toți vor fi, trebuie să fie ca la carte, trebuie să ducă să închine, citiți Zaharia capitolul 14, să închine cel puțin o dată pe an, să închine Marelui Dumnezeu Iisus Hristos. Întrebarea mea pentru tine, tu cum ești? Și am stat de vorbă cu cei mai mulți pocăiți, le-am dovedit biblic, le-am arătat în detaliu, uite ce scrie aici, 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 multe, multe, multe versete, multe texte. Poate dacă ai fost cu mine și te-ai aflat într-o cameră, probabil mi-aduc aminte cineva spunea despre mine, frate Alin, eu cu tine nu mi-e frică să mă duc undeva. Într-un debate undeva sau undeva într-o cameră sau cu cineva ca să ne argumentăm. Putem să ne argumentăm și cu zeci de oameni. Dar de ce? Pentru că tu știi Biblia, frate Alin. Tu poți să dovedești. Și acolo unde eu sunt mut, și acolo tu mereu ai ceva de spus și nu oricum spui. Nu oricum spui. Ideea care e? Tu spui biblic. Ne arăți textul în detaliu. Dragul meu, lauda și binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că lauda e a Lui. Dar întrebarea e, dacă eu pot și prin venele mele încurge sânge, eu sunt om, tu nu poți să fii și tu ca la carte, să știi Scriptura, să fii devotat maxim, în așa fel încât când vei trece printr-o anumită situație, problemă, poate boală, poate știu eu ce, tu pentru că ești un creștin ca la carte, tu știi soluția pentru că știi Scriptura. Când ești într-o argumentare, într-un debate cu cineva, tu știi Scriptura. Când ești într-o, știu eu, pierzi pe cineva drag sau se întâmplă ceva, tu știi Scriptura, ok? Când vine un război, pentru că uite, suntem aici, ne bate războiul la ușe, de război fizic mă refer, cu Rusia, cu Ucraina, cu tot felul de
În momentul acesta tu știi Scriptura, te aduci repede aminte, Matei 24, vor fi multe războaie, dar sfârșitul tău nu va fi atunci. Toate lucrurile astea sunt semne din urmă. Nu, deja noi știm, imediat ne facem și facem o concluzie rapidă. Și știm că vremea e aproape. De aceea întrebarea mea este următoarea pentru tine. Tu nu știi când mori, nu știi când vine răpirea, nu știi ce se întâmplă cu tine, cu familia ta mâine, nu știi ce ți se întâmplă cu conturile tale bancare, nu știi ce se întâmplă, nu știi nimic, nu știi, ok, nu știi. Întrebarea mea pentru tine e următoarea. Tu vrei să fii ca la carte? Ceea ce noi știm sigur este că oamenii nu ne pot lua credința, nu ne poate lua credința, nu ne poate lua libertatea din inimă care o avem să-L slujim pe Iisus Hristos ca la carte. De aceea vin să vă îndemn să nu aveți libertatea să faceți orice. Adică, un creștin, în momentul când eu m-am pocăit, imediat, în scurt timp, am realizat că eu nu mai sunt liber să mă duc să mă dezbrac la mare ca tot să mă vadă în slip sau în pantalon scurs dezbrăcat. Nu mai pot. Vorba lui Leonard Ravenhill, ceea ce alții au voie, asta nu înseamnă că tu ai voie să faci. Ce vreau să scot în evidență este următorul lucru, dragul meu. În momentul când ești un creștin ca la carte și îți pliezi viața exact după ceea ce este scris, îți dai seama că de fapt viața ta este liberă în ascultare. Mulți oameni probabil au venit la mine și au venit și mi-au zis: frate Alin, dar tu te chinui tare de tot, tu te chinui ca să fii așa. Nu, eu sunt așa natural, eu nu mă chinui să fiu așa. Eu sunt așa pentru că libertatea mea, în adevăratul sens al cuvântului, este să stau în ascultare, ca la carte. Eu nu mai pot să mă duc să fac anumite lucruri. De aceea chiar am și vorbit legată de alcool când am vorbit atunci, că pentru mine nu există un pahar moderat sau să beau un pic. Nu există, pentru că vreau să fiu ca la carte. Și bineînțeles că cei mai mulți mă cataloguează, că tu ești legalist, că ești... Nu, eu vreau să fiu ca la carte. Eu vreau să fiu ca la carte. Și cei mai mulți care vin și susțin multe lucruri legate de multe teme, cei mai mulți nu știu tema respectivă pe care o mană Scriptura. De aceea am realizat că de multe ori mai bine să stai de vorbă cu un ortodox, să-i spui și despre Domnul Iisus că ai nădejde să se pocăiască, decât să stai de vorbă cu un pocăit care el se numește pocăit, care e strâmb, care e influențat greșit, care crede greșit. Dar ăla nu se pocăiește niciodată. El îți aduce argumente, tu îi aduci argumente cu aceeași Biblie. De aceea, dragul meu, cei mai mulți oameni s-au închis în crezul lor. Chiar și un ortodox de multe ori spune: ortodox, m-am născut ortodox, mor. Nu, dragul meu, noi trebuie să fim deschiși la Scriptură. Vă aduceți aminte majoritatea predicilor mele, vă spun, citiți mult Biblia. Care e motivul? Pentru că Biblia emană ascultarea, Biblia emană, există două feluri de curățire. Există curățirea prin sângele Domnului Iisus Hristos, când Hristos ne curăță de păcate, când în momentul când credem în El, El ne curăță de păcate. Și există un alt tip de curățare, curățarea în momentul când ești deja al Domnului Iisus Hristos, când ești mântuit, curățat prin sângele Lui, automat vei fi curățat prin cuvânt. De aia își spune în Ioan 15, de la versetul 3, voi toți sunteți curați din pricina cuvântului care vi l-am spus. Curat în sensul că mă uit în viața mea și văd că sunt pe lângă o temă biblică, pe lângă Scriptură legată de un subiect. De aceea Biblia vine și te aduce. De-aia avem nevoie de învățător, de-aia Domnul Iisus Hristos, conform Efeseni 4 de la versetul 11, a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, pastori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Ăsta, de-aia sunt eu aici cu darurile mele, ca să-ți implementezi ție în mintea ta să fii un creștin biblic, ca la carte, fără să fii influențat de stânga, de dreapta, de oameni, sau știu, de o anumită persoană, fie de multe ori poate vrând nevrând, da? Iubești o persoană sau ești într-o prietenie cu o persoană. Acea persoană te poate influența, dar întrebarea este, mă refer la partea spirituală, da? Întrebarea este următoarea: te influențează acea persoană biblic? De unde știu? Iau Biblia, cercetez și citesc mult. De aceea e nevoie de o devotare profundă și o citire profundă a Cuvântului Dumnezeu. Noi cei care deja știm Scriptura, pentru noi este relaxant și ușor ca să continuăm să citim Biblia în viață, pentru că noi deja o știm. Dar tu care nu știi și te gândești, bă, dar cât de greu e, bă, dar cum, cât de bine știi versetele, niciodată nu o să știu textele astea. Cum e? Nu, ți se pare. De ce? Pentru că cuvântul care, cu toate că e așa de mult, în momentul când intră Duhul Sfânt în tine, Duhul Sfânt te va plia după cartea Duhului Sfânt.
ca la carte, după Scriptură. În momentul când Duhul Sfânt intră tine, îți dă un impuls atât de profund, exact cum scrie în Luca 24, de la versetul 44 la 45, Domnul Iisus când a înviat, zice că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Duhul Sfânt când intră în tine, când te pocăiești, când crezi în Domnul Iisus, îți deschide mintea ca să fii și să-ți dorești să fii ca la carte. Ca la carte. Am aici niște versete și niște notițe care vreau să ți le zic în detaliu. Cultul tău te poate influența greșit. Gândește-te. Poate știu tu ca și om, poate vii și susții că sunt ca la carte. Ok, te întreb. Tu crezi toate temele din Biblie ca la carte? Asta e întrebarea mea. De-aia caut să fiu, să implementez serios, puternic faptul de a fi ca la carte. Asta e dorința mea, dorința mea. Dragul meu, vreau să din nou să punctez, țineți minte, pe Uza, pe Moise, pe Aron, aceștia, într-un anumit mod, cândva în viața lor, nu au fost ca la carte. Să învățăm din ei, ăsta e motivul pentru care, de la ei, ăsta e motivul pentru care în 1 Corinteni 10, de la versetul 6, zice, lucrurile acestea ni s-au scris ca să ne slujească nouă drept pilde, ca exemple, ca să nu călcăm în greșelile lor, da? Dacă nu ascultăm în detaliu, Uza cu carul, știu, Moise cu cortul și cu stânca, când cortul trebuia să-l facă exact ca la carte, cu stânga, numer 20, trebuia să vorbească stâncii și a lovit stânga și totuși Dumnezeu a dat apă. El trebuia să fie ca la carte. Aron, preoția, dacă nu, nici nu trebuia să bea, țineți minte, Leviticul 10, de la versetul 8, 9 și 10 și nu numai, îmbrăcămintea lui Aron ca mare preot sau îmbrăcămintea leviților trebuia să fie ca la carte, altfel era grav, da? Era foarte grav. De aceea ascultarea face mai mult decât jertfele. Te întreb din nou, dragul meu, deschideți bine mintea și înțelege amprenta puternică și influența care ți-o dau ție doar să te gândești. Ești ca la carte, ești un creștin ca la carte. Tu poți să dovedești biblic ceea ce crezi tu că este adevărat? Poate tu vii și susțin, da, eu pot să cred, de exemplu, hai să dăm un exemplu de ceva. Deși n-am nimic cu nimeni, n-am treabă cu nimeni sau știu cu un anumit cult, iau de exemplu o erezie, vorbirea în limbi îngerești sau știu eu... Nu știu, nu-mi vine mie, sau botezul copiilor mici, sau, nu știu, dau un exemplu. Mulți vin și susțin despre vorbirea în limbi îngerești că, de fapt, uite, scrie aici și scrie aici și scrie aici. Ok, dar în momentul când vin alți oameni și îți argumentează ție că, de fapt, chiar eu argumentez, nu există niciun verset în Scriptură unde spune că apostolul ar fi vorbit în limbi îngerești și așa mai departe, ci a vorbit pe limba oamenilor să se predice Evanghelia. Ții tu ca om, cu toate că ai fost influențat de cultul tău, cu toate că, știu eu, așa zis, tu poți să aduci anumite argumente din Biblie, deși nu sunt atestate Biblii, pentru că nu e scris în detaliu ceea ce tu însubții, nu crezi că e înțelept. Bă, stai mă să iau Biblia în serios și să fiu ca la carte. Renunț la lucrurile care până acum le-am practicat nebiblice și iau în brațe lucrurile care acum sunt biblice, care eu le cred. De aceea Biblia vrea să ne influențeze și să ne curățească. Ioan 15:3. Toți sunteți curați, da? Din pricina cuvântului care l-ați auzit. Tatăl sfințește, chiar și în Ioan capitolul 17, da? Întrebarea este următoarea. Tu vrei să fii pliat după Scriptură sau după ce vrei să fii pliat? Atenție acum! Vreau să vă citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 3, sunt niște lucruri foarte importante. Și zice așa, de la versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare se ia seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Adică temelia iertării, temelia justificării, temelia intrării în rai este Hristos Iisus. Nimeni nu poate să pună o altă temelie. Dacă vine cineva cu o altă metodă, spune Apostolul Pavel, precum să fie iertat sau să intre în rai sau în paradis sau cum susțin unii, nu este corectă. Avem nevoie de o jertfă supremă, Dumnezeu întrupat în om, a venit, a murit în mânia lui Dumnezeu și prin credința în El noi intrăm în posesia iertării. Zice că nimeni nu poate pune. Eu sunt un meșter zidar, eu vin și clădesc. Eu dau Evanghelia, eu îi învăț pe oameni, iar eu pun temelia. Hristos îl promovez pe el. Când crede cineva, crede și își așează viața în această temelie, adică devine mântuit. Și aici Apostolul Pavel vine și vorbește despre două categorii de creștini. Versetul 12, 1 Corinteni 3 cu 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, pe Hristos, dacă credește cineva
aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăreia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe această temelie, de două ori vine și susține pe această temelie, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar cam prin foc. Și în versetul 12, Apostolul Pavel susține că pe această temelie, noi oamenii care suntem mântuiți, putem să clădim aur, argint, pietre scumpe, adică lucruri de valoare înaintea lui Dumnezeu care va primi o răsplată, lucruri prețioase, sau tot pe această temelie, pe Hristos, putem să clădim lemn, fân, trestie, care semnifică că în ziua judecății, în ziua cercetării lui Dumnezeu, scrupuloasei judecăți a lui Dumnezeu, în momentul când Dumnezeu le va cere socoteală la toți oamenii, pentru că judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu, 1 Petru 4:17, această lucrare, aceste elemente pălesc, ard, în alte cuvinte, nu sunt de luat în considerare înaintea lui Dumnezeu. Pe această temelie. De aceea unii vor fi mântuiți ca prin foc, adică aproape la muchii de cuțit, dacă ei nu ar fi cu adevărat pe această temelie, ar fi grav. De aceea problema e că unii pocăi sau unii creștini sunt exact, dacă te uiți la ei, la ceea ce, cum se joacă cu lumea sau știu eu, cum se raportează la anumite întâmplări, la anumite fapte, la anumite lucruri, când te uiți la ei este ca și cum te uiți la o persoană cu handicap. Gândiți-vă, n-am nimic cu nimeni, Domnul să-i binecuvânteze pe toți, dintr-o anumită problemă și așa mai departe, dintr-un accident, o persoană devine cu handicap, coloana vertebrală și efectiv nu mai merge. Când te uiți la el, îți dai seama că el nu mai are abilitatea de a merge, nu mai e normal cum s-a născut el. Ei bine, tot așa, când un om se naște din nou, îți dai seama că acel om e normal, aparent, bă, asta e naștere din nou. Dar când te uiți la același om, născut din nou, după 3, 4, 5 luni, 10 luni, 2 ani, 5 ani, 10 ani, îți dai seama că de fapt are un handicap. Fie că deviază de la anumită învățătură, fie că are libertatea, știu eu, să-ți facă anumite lucruri care, ci că pentru el nu sunt păcat, frate Alin, ce nu vine de încredințare nu-i păcat. Și folosește acest verset ca să facă tot felul de lucruri. Merge la mare, bea alcool, știu eu, face tot felul de lucruri. Sau sunt multe lucruri care vreau să crepi în lucrurile ăstea, în spate lucruri și trebuie să fie Domnul așa cum el e providențial să vă vorbească. De aceea întrebarea mea, ce fel de creștin vrei să fii și tu? Ce fel de creștin ești tu? În ziua judecății, Dumnezeu va cere socoteală la toți oamenii și în ziua judecății vei fi tras la răspundere de tot. Dacă această lucrare nu va sta în picioare, conform cărții 2 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8, nu vei primi o răsplată de plină. Tot cerul va ști, înaintea martorilor văzuți, da, din cer și îngeri, știu eu, tot, gândiți-vă, înaintea Bisericii lui Dumnezeu, ai fost mântuit prin mine, ai crezut în mine, dar ai făcut asta, asta, te-ai îmbrăcat așa când știai bine cum trebuia să te îmbraci. Ai făcut asta ca stil de viață și știai foarte bine că nu trebuia să faci treaba aia. Sau poate nu ca stil de viață, ai făcut treaba asta atunci și nu te-ai pocăit. Și Dumnezeu poate să-ți ia din răsplățile tale, din munca ta. Nu e așa că e trist. În momentul când te duci undeva, muncești într-o firmă sau faci ceva și oamenii nu te apreciază. E foarte trist. Am pățit asta de multe ori. Noi creștinii pățim asta de multe ori. Ba mai mult, nu doar că nu te apreciază, mai vorbești și împotriva ta. Mi-aduc aminte de multe lucruri. Și probabil că și tu ți-aduci aminte. De aceea, dragul meu, gândește-te din punctul ăsta de vedere. Vrei ca Hristos în ziua respectivă, în ziua judecății, să te aprecieze, în sensul să zică, pe lângă faptul bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, pentru că ai temelia, conform 1 Corinteni 3, de la 10 la 15, ai temelia, eu sunt, o ai, o văd, ai trăit, ai crezut în mine, dar pe lângă asta, ai vrea ca să primești o răsplată? Păi frate Alin, de ce mai mă interesează? Dacă n-am răsplată, nici nu mai mă interesează de... Bine că intru în rai. Gândești ca un om lumesc dacă gândești așa. De aceea gândește-te din punctul ăsta de vedere. Vrei să fii ca la carte? Acum, dacă tu nu vrei să fii ca la carte, gândește-te, te rog eu frumos, ia predica asta și gândește-te un pic. Nu mai mă judeca pe mine sau nu mai judeca pe alți frați care ei nu au libertatea
ca să facă ceea ce tu faci. De exemplu, poate tu vrei să faci anumit lucru și vin și susțin, frate, eu nu pot să fac treaba asta. De ce? Nu consider că nu e, n-am libertatea, nu, eu sunt creștin. Păi frate, și eu sunt creștin. Da, dar eu nu pot să fac asta. Nu mă lasă inima, mă osândește inima, conform 1 Ioan capitolul 3. De aceea nu vreau să fac asta. De aceea vă rog, dacă nu vreți să vă pocăiți și să nu vreți să fiți ca la carte, măcar lăsați-ne pe noi în pace să gândim așa cum gândim. Vorba unor oameni e trist. În loc să se gândească, bă frate, stai mă un pic, că ăla este ieșit din lume, ăla a venit, Dumnezeu l-a schimbat, ăla chiar își dorește să fie ca la carte conform Luca capitolul 7, pentru că iubește mult, i s-a iertat mult. Cei mai mulți oameni vin și cataloghează. Legalist, îngust, are ochelari, e nebun, e prea strict. Vă întreb din nou. Ok, sunt strict. Și voi fi foarte strict legată de viața mea, crezul meu și practica mea împotriva păcatului și împotriva oricărei învățături nebiblice. Ok, sunt strict. De vreau să vă pun o întrebare. Vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta. Credeți că la judecată Hristos o să vină la mine și o să zică: Aline, tu m-ai luat prea în serios. Aline, tu ai fost prea strict cu asta. Tu n-ai vrut să te abați de la Scriptură nici în dreapta, nici în stânga. Aline, sau Aline, faptul că unii au făcut acea faptă și au fost creștini, tu n-ai vrut să faci așa faptul, tu m-ai luat prea în serios. Strictețea ta prea de tot a fost, Aline. Nu, dragilor. Strictețea noastră este ceva normal. Noi nu ne chinui. Eu nu mă chinui să fiu strict. Eu nu mă chinui să fiu ca la carte. Eu sunt ceea ce sunt. Eu nu mă chinui să mă duc să prind un păstrăv sau să mă duc să trag cu praște nu știu unde sau să mă duc să dau un anumit rezultat la ceva perfect. De ce? Pentru că am fost antrenat să fac treaba asta. Toată viața mea am fost antrenat să fac treaba asta. E bine, în momentul când eu am venit din lume, mi se pare normal, acum vorbesc omenește, doar omenește vorbesc, cu atât mai mult și spiritual, mi se pare normal să fiu ca la carte, exact cum este foarte clar scris. De aceea, dragul meu, întrebarea mea este pentru tine următoarea. Tu vei primi o răspată de plină, ești ca la carte, conform cărții, cum am spus, 2 Ioan cu 8, păziți-vă bine să primiți o răspată de plină. Tu te păzești bine? Îți păzești crezul bine? Cercetezi crezul bine? Îți păzești practica bine? Ești un creștin ca la carte? E o bună cercetare, nu? De aceea, dacă nu vei să fii un creștin ca la carte, nu e nicio problemă. Că eu o vreau mai mult. Mereu am spus treaba asta. Dacă voi nu vreți să vă pocăiți, nu e nicio problemă, mă pocăiesc eu mai mult. Dacă voi nu vreți să fiți strict cu păcatul sau strict cu porunca lui Dumnezeu ca să o luăm, nicio problemă, că vreau eu mai mult. Chiar nu, zilele trecute am ascultat pe cineva că Domnul Iisus este dragoste, El ne îndeamnă la dragoste și să ne iubim unii pe alții. Păi da, dar Domnul Iisus care este dragoste, El spune, vor cunoaște toți că suntem în dragostea lui Iisus Hristos, că Ioan 14:15, vom păzi poruncile Lui. De aceea dragostea pe care o ai pentru Dumnezeu și pe care tu o susții, trebuie să o și o dovedești cu Scriptura, trebuie să o dovedești dacă ești pliat după porunca lui Iisus. Dacă tu susții că-L iubești pe Iisus sau să trăim într-o armonie, noi trebuie să avem același crez, aceeași practică, nu-i așa? Pentru că de-aia e creștin. Ăsta e și motivul mare dintre noi care există așa frustrările acestea și așa mai departe. De ce? Sau această neunire, această nepărtășie sau cum să o numesc. De ce? Pentru că unii suntem stricți ca la carte, alții nu sunt ca la carte. Riscul cel mai mare e că unii chiar susțin că sunt creștini și ei vor merge chiar cu membralitatea unui cult, cu Biblia în mână, în iad. Sunt trist. Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Bun, ok, acum vreau să-ți pun o întrebare. Tu vrei să fii ca la carte? Dacă să zicem că vorbești despre botez, vrei să fii ca la carte? Vrei să fii cina Domnului? Vrei să o iei ca la carte, care cina Domnului, conform Bibliei, un creștin născut din nou, care este născut din nou, care intră în închinarea în Duh și în adevăr, în momentul când crezi în Domnul Iisus Hristos, automat devii un chinător în Duh și în adevăr, conform Ioan capitolul 14 de la versetul, Ioan capitolul 4 de la versetul 19 la 23. Acest creștin născut din nou, în momentul când ia cina Domnului, intră într-o închinare, cea mai înaltă închinare din practica vieții lui. Da? Noi ne închinăm în fiecare zi care suntem născuți din nou, postim, ne rugăm, predicăm, dar în momentul când iau cina Domnului, trebuie să o iau într-o cercetare, într-o temere, ca să pot să fac deosebire între trupul Domnului. Ce scot în evidență este: tu vrei să fii
să iei cina Domnului ca la carte? Ok, dacă vrei să iei cina Domnului ca la carte, trebuie să faci reformă în viața ta. Vrei să ai botezul biblic după nașterea din nou? Pentru că conform Scripturii, botezul în apă este după ce un om este născut din nou. Când un om este născut din nou, primește Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este acela Dumnezeu, a treia parte a Trinității, care îți dă un cuget curat, conform Evrei 9 de la versetul 14. De-abia atunci poți să intri în apă. Vrei să ai un botez biblic? Cercetează-te să vezi dacă ai fost botezat ca la carte. Și când ești botezat, să fii numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ca la carte. Adică, nu, dacă nu ai botezul ca la carte, pune-ți viața ca la carte. Da? Sau de, vrei să vorbim despre îmbrăcăminte. Dacă vezi vestimentația ta, vorbirea ta, că nu este dreasă cu sare, conform Coloseni 4, versetul 6. Dacă îmbrăcămintea ta, dacă firma ta, dacă tot ceea ce ai nu e ca la carte, fă reformă în viața ta, vorba lui Tozer, ai tu curajul creștin să-ți bui viața în o rânduială ca la carte? Sau anumite doctrine legate de mântuire. Legate de, unii susțin că mântuirea se pierde, alții susțin, cum sunt eu, că bineînțeles mântuirea nu se pierde. Și poți să dovedesc asta. Și ei vin și strâng că da, și noi putem să dovedim asta. Ok, nu putem să avem amândoi dreptate, nu se poate. Unul dintre noi greșește. De aceea consider că trebuie să avem smerenia potrivită în așa fel încât să susținem, hai să mă cercetez. Dacă am fost influențat de cultul respectiv, de persoana respectivă, să mă cercetez eu acasă. Eu să știu Scriptura, eu să gândesc pentru mine. Să fiu ca la carte. Ai tu temelia apostolilor exact cum e ca la carte? Închinarea ta, felul tău de a fi ca creștin în totul totului tot, este ca la carte? Cercetează-te! Și dacă nu e ca la carte, fă reformă! Fă reformă în familia mea! E ca la carte? Puneți întrebarea! Cum mă port cu familia mea, cu soția mea, cu copiii mei, cu timpul cu copiii mei, ce investesc în ei, ce fac? E ca la carte, e ca la, cum spune Scriptura, sola Scriptura. Dacă nu e așa, pocăiește-te și fii ca la carte, pentru că de-aia vrea Dumnezeu și de-aia Dumnezeu ți-a adus mesajul acesta pe telefonul tău sau știu eu unde mă asculți, este că să spună o amprentă vie și puternică, spunând că ascultarea face mai mult decât orice, decât orice jertfă sau orice gândire pe care ai avea-o tu, poate pe lângă Scriptură. Trebuie să te asiguri de ceva. Dacă nu vei să fii ca la carte, cu toate că Dumnezeu foarte clar te-a avertizat, ți-a spus, te-a convins ca să fii ca la carte, ok, dacă nu vei să fii ca la carte, trebuie să te asiguri de un lucru, că nu vei primi o răsplată de plină. Trebuie să te asiguri și să-ți asumi riscul că nu vei primi o răsplată de plină. Adică lucrurile sunt foarte clare. E foarte clar. Deci e un risc, da? E pe pielea ta acest risc. Este pe riscul tău, da? Dacă nu vei să fii ca la carte, asigură-te că nu vei primi o răsplată de plină. Dacă nu vei să fii ca la carte, asigură-te că îți asumi un risc. E riscul. Și asigură-te că în ziua judecății vor fi foarte multe reproșuri. Foarte multe lucruri care puteți să le faci diferit. Puteți să le gândești diferit. Puteai să ai o atitudine diferită, puteai... De aceea, Domnul Iisus Hristos vine și susține în Evanghelia după Ioan. Mi-a plăcut mult textul ăsta și de multe ori l-am citit pe unde m-am dus, în multe, multe adunări. Zice așa, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 49, zice așa, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. De aceea, ce trebuie să spui și cum trebuie să spui? De multe ori m-am gândit la viața mea. Băi, eu ceea ce susțin eu, ce spun eu, e biblic? Felul cum spun eu e biblic? De aceea, mare atenție, mare atenție. Consider, bineînțeles, că ar fi trebuit mult mai grav, mult mai apăsat să vorbesc. Ca cum spunea Ioan Botezătorul, ca și cum spunea apostolii, ca și cum spunea profeții. Nu mă pot compara cu ei, dar totuși putem să ajungem la exemplu trăirii lor, pocăindu-ne, făcând reformă în viața noastră și luând lucrurile astea în serios. De multe ori am ieșit public, fie pe internet, fie într-o anumită biserică, m-am dus și mă duc pe stradă. Chiar azi, adineau, până să vin aici, m-am oprit la un om și am sunat în trâmbiță. E ca și cum vin la urechea ta
cu o trâmbiță mare, cu o portavoce, cum se numește acel corn de la evrei. Și vin și suflu în ureche. Să te trezești. Ca străjerul. Mă simt și eu ca un străjer. Mă simt și eu ca și în Ezechiel capitolul 3 și capitolul 18, să vin să-i avertizez pe oameni. Și Dumnezeu mi-a dat această abilitate, fie că sunt învățat, fie curajul care l-am, pe lângă faptul că Dumnezeu m-a mântuit, conform 1 Petru capitolul 2 de la versetul 9, Dumnezeu m-a făcut și pe mine un preot ca să vestesc și eu lucrurile minunatele Lui. Și mă duc la oameni și exact acum vin la urechea ta și spun tare de tot și probabil ai zice, bă, ce-ai cu tine? Ce-i cu tine de vorbești așa tare? Ce-i cu tine de însufli cu trâmbița asta așa tare în ureche? Pentru că îmi doresc să fii ca la carte. Îmi doresc să fii ca la carte. Întrebarea mea este dacă tu vei să fii ca la carte. Am avertizat mereu cu trâmbița și ești responsabil. Tu ești responsabil. Fiecare face ce vrea. Am sunat în trâmbiță sângele tău și sângele vostru ca adunare, unde am fost eu, sângele vostru ca familie, unde am fost eu, sângele tău, nu o să cadă asupra capului meu. Pentru că te-am avertizat, ți-am spus foarte clar unde să te pocăiești, cum să ai învățătura respectivă, ți-am dovedit biblic, prin cuvântul Lui Dumnezeu, te-am avertizat, te-am spus și te-am și convins. Și tu n-ai vrut să te pocăiești. Atunci asigură-te că ți-asumi acest risc. Nu vei fi chiar bine în ziua judecății. Dacă ne pregătim legate de anumite, o firmă sau când mergem la un interviu, dacă ne pregătim, să luăm bacul, să avem anumite rezultate sau putem să vorbim despre multe lucruri, legate, poate chiar și la jocurile de obște, la olimpiade, la jocurile de competiție, dacă ne pregătim așa de mult, noi vrem rezultate. E bine, mă întreb, tu ce rezultat vei avea în ziua judecății? Ce rezultat? Ești ca la carte? Ești ca la carte? Ești ca la carte în tot? Adică în crezul tău, în practica ta, în orice subiect pe care vorbim, ești ca la carte? Te rog, gândește-te dacă ești ca la carte. Biblia vine și susține de multe, dacă vă aduceți aminte, în Roman 12, întrucât atârnă de tine trăiește în pace cu toți oamenii. E bine, dacă iau acest verset și susțin, întrucât atârnă de tine, fii ca la carte. N-aș putea să spun acest lucru? Ba da, dragul meu. Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune în detaliu, nu treceți peste ce este scris. Fie că e vorba de învățătura mea, eu când o dau exact așa, fie că e vorba de o practică, cum trebuie să o practici, acel lucru sau cum să faci acel lucru, trebuie să fie exact așa. Te întreb, în crezul tău, în trăirea ta doctrinară, în învățătura ta pe care zici că o ai, învățătura apostolilor, că zici că ai învățătură biblică, te întreb, în toate învățăturile tale, ești ca la carte? Te întreb, ok, în practica ta, în ceea ce vorbești, în ceea ce faci cu mâinile tale, cu unde mergi cu picioarele tale, pe unde umbli, ceea ce faci, ceea ce lucrezi, unde te distrezi, ce lucruri, în tot ceea ce trăiești, în trăirea ta de zi cu zi, ești ca la carte? De aceea, dragul meu, te rog, acolo unde sunt lacune, acolo unde ai probleme, haideți să ne pocăim, dragul meu. Haideți să aducem reformă în viața noastră, să fim în adevăratul sens al cuvântului ca la carte, că altfel e grav. Dragul meu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al orânduielii. El e perfect. El e un Dumnezeu scrupulos. El este o perfecțiune în tot, în detaliu, până și într-o rază de soare. E perfect. Când creează ceva, El face perfect, nu mai e nimic de adăugat. Când El spune ceva, este da și amin. Avem Scriptura care e da și amin. Nu vrei tu să fii și tu în crezul tău și în practica ta da și amin ca la carte, ca la carte? În momentul când o serie de oameni ies ca la carte, acea serie de oameni se duc și bubuie și răstoarnă și fac reformă în toată lumea. De ce? Pentru că ei sunt ca la carte, să vede amprenta lui Dumnezeu. Uitați-vă la cei 12 apostoli, da? Acești apostoli au fost gata să predice cu prețul vieții și au făcut reformă pe peste tot pe unde s-au dus. Pentru că ei au primit moartea, învierea Domnului Iisus Hristos, au primit pe Cel Divin în viața lor, l-au crezut și au devenit oameni exact după caracterul lui Dumnezeu, perfecționiști, ca la carte. Și de-aia un creștin vine și susține, dacă nu trăiți ca mine, dacă nu credeți ca mine,
veți merge în iad. Dar ce vrei să spui? Că asta nu-i dragoste, e discriminare, e rasism. Un creștin mereu va spune treaba asta, dragilor. Pentru că un creștin este urmașul lui Hristos, Hristos creștin, și un creștin vine și susține: voi nu sunteți ca la carte. Voi trebuie să fiți ca mine. Țineți minte, în 1 Corinteni 4:16, Pavel vine și susține: să fim ca el, să călcăm pe urmele lui, întrucât și el calcă pe urmele lui Hristos. Da? Sau în 1 Corinteni 11:1. Același lucru spune Apostol Pavel. Sau în Filipeni 4:9. Ce ați văzut în mine? Ce m-ați văzut în crezul meu? Ce ați văzut în crezul meu? Ce ați văzut că eu fac? Faceți și voi la fel în detaliu și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Filipeni 4:9. Dacă un creștin nu poate și nu e capabil să susține la toți oamenii, la familia lui, la grupul lui, la munca lui, Filipeni 4:9, acel om nu e creștin cum trebuie, probabil că acel om nici nu e creștin deloc, sau probabil că este un creștin imatur care nu e ca la carte, care zidește pe temelia Hristos lemn, fân și trestie, va fi judecat, nu va primi o răsplată de plină, 2 Ioan 1:8. Acel creștin nu este demn de urmat. De aceea te întreb, tu vrei să fii ca la carte? Ești demn de urmat? Cum vrei să fii? Ce vrei să fii? Nu crezi că e timpul să faci reformă? Nu crezi că e timpul? Viața e scurtă. Viața mereu, când eu am o clepsidră și de multe ori o întorc, poate știu eu, ai când te speli pe dinți, poate ai o competiție legată de un anumit joc și întorci. Nisipul acela care curge e întors de mult în viața noastră. Noi ne scurgem, dragilor. Uitați-vă la mine, am albit. Când mă uit în videourile mele trecute, eram un tinerel. Eram poate mai drăguț. Trecem, dragilor, trecem. De aceea, pentru că ne scurgem, haideți să ne punem ambiția, pentru că El este vrednic, Mântuitorul nostru, Regele, care locuiește într-o lumină în care nimeni nu poate păși și care totuși noi pășim prin El. Haideți să fim ca la carte. Vreau să cred că Dumnezeul nostru, Dumnezeul meu ți-a pus această amprentă în inima ta puternică. Și nu uita, vreau să citesc și în 1 Corinteni 14:33, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Dumnezeul nostru e perfect. Ne-a dat învățătura aia așa o să o păzim. E scris, o găsesc scrisă, aia o păzesc. Fără de zis, nu mai mă abat. Mi-a dat practica asta să o fac, mi-a poruncit să fac asta, asta o fac. Ba mai mult, voi care vă uitați la mine, știm clar că Domnul Iisus în primul rând ne poruncește: aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu, cum spune în Ioan capitolul 14, dar nu numai, sau în Ioan capitolul 6, dar versetul 28-29, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El în Hristos. Ba mai mult, Fapte 17:30-31, Dumnezeu nu ține seama de vremul de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a dat și o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, prin omul Iisus Hristos, care bineînțeles s-a dovedit, Biblie vorbind, practică vorbind, crez vorbind, că este Dumnezeu. De aceea Dumnezeul nostru este ca la carte, El este un Dumnezeu al orânduielii. Tu vrei să fii urmașul lui Dumnezeu? Tu vrei să fii o reflecție? De exemplu, soarele acela acum bate pe fața mea, pe mine, da? Eu sunt o reflecție a unei raze. Voi vedeți cam fața diferită față de cum sunt aici, da? E diferită. De ce? Pentru că vedeți o reflecție. E bine, ca lumea să vadă o reflecție a lui Dumnezeu, a lui Hristos în viața noastră, în crezul meu, în crezul nostru și în practica noastră. Haideți, vă rog, în numele lui Iisus Hristos, vă rog să fim ca la carte, ca la carte în detaliu. Ce frumos, Domnul e bun. Puneți-vă viața în orândială să fii ca la carte. Strict să fii biblic, în tot, necompromis. Și Dumnezeu păcii va fi cu tine. De aceea vă spun și eu, cum Apostolul Pavel vine și ne susține: călcați pe urmele mele, a lui Alin Loloș, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Nu face ce am făcut eu în trecut. Eu am fost mântuit în 2011, dragilor, undeva prin aprilie. Nu face ce am făcut eu înainte de 2011, ci faceți ce am făcut eu după 2011.
credeți în Domnul Iisus Hristos. Fiți ca la carte. Predicați-L pe Domnul Iisus Hristos. Puneți-vă viața în orânduială, crezul vostru și practica voastră după Domnul Iisus Hristos. Filipeni 4:9. Și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Amin. Domnul să te întărească și să fii un creștin ca la carte. Trebuie să înțelegi și să realizezi standardul ca la carte. Nu toți vor să fie așa, nu-i așa? Trebuie să realizezi lucrul acesta. Dacă vrei să fii ca la carte, vei avea împotrivii mari. Fie că te vor face legalist, fie știu eu că vei fi marginalizat. Ideea este să îndeplinești scopul pentru care ești creat. Și scopul pentru care ești creat este pentru Domnul Iisus și nu oricum. Hristos, după cum Hristos nu are copii de mâna a doua, nu are fii de mâna a doua, tot așa și tu să fii un creștin ca la carte, nu un creștin imatur care clădești pe temelia aceasta pe Hristos lemn, fânt, trestie, ci din contră să-ți pui ambiția să fii ca la carte, să, cum spune și Pavel în Tit 3:9, să fim cei din tâi în fapte bune. Okay? Să dăm maximul. Tu ești creat pentru Hristos, nu pentru cultul tău, nu pentru pastorul tău, nu pentru învățătorul tău. Tu ești creat pentru Iisus Hristos. Așa că fii maxim pentru Domnul Iisus Hristos ca la carte. Tu vrei să fii cum trebuie sau vrei să fii cum vrei tu? Pentru că uite-te la Cain. Cain și Abel amândoi s-a închinat lui Iisus Hristos. Amândoi s-a închinat lui Dumnezeu. Doar că unul s-a închinat cum a vrut el. Abel s-a închinat lui Dumnezeu cum a cerut Dumnezeu prin o jertfă de sânge. Dar Cain s-a închinat lui Dumnezeu prin o jertfă care a adus-o cum a vrut-o el. Nu a fost ca la carte. De aceea te îndemn, dragul meu ascultător, dacă tot vrei să te numești creștin, fii ca la carte. Fii ca la carte, că altfel e fatal de mântuirea ta, de răsplata ta. Nu fi indiferent de lucrurile care ți le spun acum. Lucrurile sunt foarte da și amin. Tu vrei să fii cum vrea Dumnezeu să fii sau vrei să fii cum vrei tu să fii? Nu defini nimic. Nu defini nimic, ci ia lucrurile exact așa cum e. Că am mai întâlnit creștini, da frate, dar învățătorul meu m-a învățat așa. Dar nu mai contează ce te-a învățat ăla. Ceea ce contează este dacă poate dovedi cu Biblia. Nu defini nimic după placul tău ca să fii cum vrei tu, ci împlinește totul după cum este scris ca să fii ca la carte. Într-o zi, niște cărți se vor deschide și vei fi judecat după acele cărți. Ca la carte vei fi judecat. De aceea, ați văzut de multe ori, obișnuiesc să văd asta când mă duc, știu eu, pe câmp, în păduri, la pescuit sau știu eu pe unde. Văd de multe ori o turmă de oi sau știu eu, văd multe vaci, multe animale, fie că sunt capre. Și la un moment dat, după ce ele pasc, acolo undeva în apropiere e un râu și ele toate dau năvală în râul acela, la râul acela și se adapă. Am dat și de oi. Probabil că unde sunt oi sunt și câini, nu? Vin să bea apă. N-ai vrea tu ca să vii să te adapi în adevăratul sens al cuvântului ca la carte, să fii, să vii, să dai năvală în Hristos? În primul rând trebuie să fii ca la carte ca să fii mântuit. Apoi știind că ești mântuit conform cărții, trebuie să fii ca la carte ca să fii un ispravnic bun. Țineți minte cum spune în 1 Corinteni capitolul 4? Haideți să și citim. În 1 Corinteni capitolul 4, de la versetul 1. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința lui. Te întreb. Tu vrei să fii un bun ispravnic al Domnului Iisus Hristos? În primul rând, trebuie să fii ca la carte, după Scriptură. Când vorbesc ca la carte, mă refer la Scriptură. În primul rând, trebuie să fii ca la carte ca să fii mântuit. Apoi, știind că ești mântuit conform cărții, conform Scripturii, trebuie să fii ca la carte ca să fii un ispravnic bun în practica ta, în crezul tău și în stilul de a îndemna pe oameni în detaliu. Îmi vine în minte acum un text din Timotei, 1 Timotei capitolul 4, de la versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Dacă faci lucrurile acestea ca la carte, exact așa, vei fi bun, un bun slujitor al lui Iisus Hristos. Chiar în cartea Daniel, în Daniel capitolul 12, de la versetul 3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Momentul când vrei să fii ca la carte, vei avea o răsplată.
Repet din nou, în primul rând trebuie să fii ca la carte ca să fii mântuit. Apoi, când ești mântuit, conform cărții, trebuie să fii ca la carte ca să fii un ispravnic bun, ca să primești o răsplată de plină și mai ales că Iisus Hristos este vrednic. A dat tot, dai tot. El e marele Dumnezeu. Vreau cu ajutorul Domnului să mă supun cât mai mult. Eu și nu doar eu, și toți care vor să fie ca la carte. Să ne supunem cât mai mult. Și eu, și nu doar, și tu, să fiți smeriți, pliați după cuvântul lui Dumnezeu, să trăim doar pentru Domnul Iisus Hristos, ca la carte. Nu-i așa? Nu-i așa? Da și amin? Dumnezeu cere închinare absolută, dragul meu, și nu cere oricum. Pentru El orice abatere este, este o consecință, orice abatere va primi o dreaptă răsplătire. Pageți aminte Cartea Evrei, capitolul 2. De aceea cu atât mai mult, versetul 1, de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucruri pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adevărată de ce a auzit-o? Cum vom scăpa noi când știm că apostolii și prorocii s-au chinuit așa de mult să ne dea Scriptura? Cum vom scăpa noi când ne uităm la marele nor de marturi din vechime, când ei au fost prigoniți ca noi să avem Evanghelia și noi o păzim așa, cum vrem noi? Cum vom scăpa? Cum vei scăpa tu dacă nu vei fi exact ca la carte? Orice abatere primește o dreaptă răsplătire, dragul meu. Te rog, în numele Domnului Iisus, gândește-te, pocăiește-te și vreau să cred că iei lucrurile astea în serios. Ca la carte. Dumnezeu cere o închinare absolută. E bine, haideți să și facem așa ceva, dragilor. Pentru că noi nu suntem în neștiință de planurile satanei. Noi nu suntem în necunoștință de planurile lui rele. Noi știm ce are de gând, ce vrea să facă, cum face. Tocmai de aceea trebuie să ne punem ambiția să luptăm și să luptăm frumos, dragilor. De aia, atâta timp cât nu ești ca la carte, riști o înclinație spre închinarea lui Satan. Când nu ești ca la carte, într-o învățătură, într-o practică, riști să îl promovezi pe diavol, riști să promovezi o erezie, riști să promovezi ceva înspre a îndemna lumea înspre păcat. De aceea, de aia sunt trist, de aia de multe ori ies revoltător legate de ce fac unii sau ce fac alții legate. De ce? Pentru că îmi doresc ca lumea să fie ca la carte, să nu deviem. Cercetează orice temă și vezi dacă o deții exact ca la carte. Nu ți-am spus eu lucrul ăsta foarte clar. De aceea, dragul meu, te încurajez, te respect, te iubesc în numele Domnului Iisus Hristos și vreau să cred că acest mesaj a ajuns la tine și l-ai ascultat. Ai fost, poate, pe lângă faptul că ți-a plăcut, știu, pădurea pe aici sau ce mai e pe aici, vreau să cred că ți-a plăcut ideea pe care Domnul Iisus Hristos vine și o implementează în mintea noastră. Fiți ca la carte! Predicați-L pe Domnul Iisus Hristos. Puneți-vă viața în o rânduială, crezul vostru și practica voastră după Domnul Iisus Hristos. Filipeni 4:9 și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Amin. Domnul să te întărească și să fii un creștin ca la carte. Ca la carte. Domnul Iisus vă binecuvânteze, vă respect și până data viitoare, fiți ca la carte.